ziua de la nebunărea fotbalului. Astăzi, în cadrul etapei numărul 22 din campionatul Republicii Moldova la fotbal, Divizia Națională, pe stadionul Buiucan se va desfășura meciul dintre echipele Crici Rapid și Crici Nitro Otaci. În continuare, vă prezentăm componenta de bază a echipelor. Crici Nitro Otaci, în poartă, numărul 1, Groza Leonid, Jucători de Crâns, numărul 2, Banar Denis, numărul 3, Burghiu Ștefan, numărul 4, Cerencu Alexandru, numărul 5, Vizionare Andrei, numărul 7, Muzăciuc Alexandru, numărul 9, Pisiuc Alexandru, numărul 10, Șonu Maxim, numărul 11, Carandașov Ivan, numărul 14, Scurecu Ivan, numărul 16, Călin Mari, rezerve, numărul 12, Nicolae Sergei, numărul 8, Murgulet Renat, numărul 16, Stanilescu Victor, numărul 19, Muromet Alexandru, numărul 23, Gheșpadu George. Crici Rapid Chitchich, în poartă, numărul 84, Lichit Vladimir, jucător de Crâns, numărul 3, Bacal Dumin, numărul 4, Senecov Gheorghe, numărul 5, Rusu Vitalie, numărul 7, Picu Sigur, numărul 9, Maxim Alexandru, numărul 10, Luca Stanislav, numărul 15, Toroș Anatolie, numărul 19, Leo Alexandru, numărul 21, Lamadeala Vitalie, numărul 22, Jardani Ion, Dezerbe, numărul 12, Rusu Dionis, numărul 2, Grafcescu Vadim, numărul 13, Tupan Alexandru, numărul 17, Durbala Ion, numărul 18, Glorin Olec, numărul 27, Cătălin Beca, antrenor principal, Diego Sergei. Brigada de arbitri este formată din arbitru central, Krasnoșan Vitalia, Stadie Bodeanu Anatolie și Sârbu Eugen, al patru oficial, Ian Alexandru. Come on, come on.
Я не могу.